Procesul de curățenie în casă poate fi plăcut, rapid și chiar interesant. Și asta urmează să vă demonstrăm anume astăzi cu ajutorul aspiratorului manual Rovus Nano UV. Acesta combină comoditatea unui aparat ușor de mânuit cu posibilitatea de a dezinfecta datorită lămpii UVC și a filtrului HEPA care purifică aerul. Scăpați astfel de 99,95% din bacterii și locuiți într-un mediu sigur. Și doar la telemagazin. Dacă sunați acum la numărul afișat pe ecran, puteți lua aspiratorul manual Rovus Nano UV cu doar 999 de lei în loc de 1699 cât costă în magazinele partenerilor noștri. Dar asta nu este tot, la același număr de telefon de pe ecran puteți suna pentru a lua cu doar un leu în loc de 699 de lei mopul cu pulverizator la procurarea oricărui produs Top Shop. Cu el curățați rapid orice suprafață din casă fără umiditate în exces. În plus, beneficiați și de livrare gratuită. Așa că nu ratați oferta, mai ales că voi știți, este disponibilă în limita stocului disponibil, așa că în acest caz putem zice că e singurul moment, probabil când graba nu strică treaba, sunați cât mai rapid și rezervați și aspiratorul și mopul cu un leu. Și apropo, toți cei care plasează comenzi la numărul afișat pe ecran participă și la tombola care se desfășoară până data de 13 septembrie, până atunci puteți participa făcând comenzi la numărul afișat pe ecran, iar în data de 17 extragem câștigătorul care va primi cadou o pernă și posibilitatea ca această pernă să fie livrată fie de unul din noi doi din prezentatori acasă sau să vină câștigătorul la noi în platou să ia perna și să-i facem o excursie prin culisele televiziunii. Iată perna, Lucia. Lucia, care poate fi livrată fie acasă la voi, bineînțeles de către cineva, unul din noi doi, n-are importanță cine alegeți voi sau de ce nu, veniți voi aici, vedeți cum se filmează, ce se întâmplă, ce se aude în cască, câți oameni avem în spate, câte câți oameni avem în creier. Da. Normal. Bun, noi ne grăbim, asta e perna care poate fi a voastră în cazul în care participați la tombolă și poate fi curățată, apropo, ulterior și dezinfectată cu aspiratorul Rovus. Da, ce este foarte important. De altfel, aspiratorul Rovus este foarte practic și este util nu doar în casă, dar și în spațiile din afara casei, cum ar fi, de exemplu, în mașină, unde puteți curăța și dezinfecta habitatul mașinii. Puteți să-l folosiți pe jucării, la haine, valize, absolut orice vă trebuie să dezinfectați. Cablul este lung, așa că, chiar și în cazul nostru, se vede cât de lung este cablul. Aveți ocazia să-l puneți în priză într-un capăt de cameră și să-l trageți până în cealaltă capăt. E suficient fără să-l de lung, mutați e ca unui practic aspirator obișnuit care e greu de cărat prin casă și plus la toate mai are acel sac care împrăștie tot praful și fiecare particulă mică de praf o împrăștie prin casă și miroase a praf, nu miroase curățenie. Exact. Lampa UV care dezinfectează se află tocmai aici, dar că ea este pusă în funcțiune doar în momentul în care senzorul detectează faptul că aspiratorul se află pe o suprafață. Deci în momentul în care ridicați aspiratorul de pe suprafață, el nu se va conecta. Știm noi într-un ca să vă arătăm cum funcționează lampa UV, dar să știți că asta este o măsură de securitate, pentru că nu e voie de fapt să vă uitați foarte mult timp la lampa UV. Asta este nociv pentru ochi. Vă demonstrez în acest moment, până atunci să știți că mai are și aceste perii, da, sunt din cauciuc și au și amortizare, astfel încât aspiratorul, da, ca să aveți și manevrabilitate și plus la toate să strângeți toate particulele. Cum funcționează lampa UV? Este butonul de pornire aici, în această zonă, da? Am pornit aspiratorul. Din momentul în care îl apropiați de o suprafață anumită, acest senzor activează lampa UV. Lampa UV, atunci când se activează, uitați, omoară absolut orice element nociv, chiar și puricii și orice alte bacterii care sunt, trăiesc, locuiesc cu voi, din motiv că nu aveți un aspirator care are lampă UV. Exact, dar puțin dintre noi în genere știu de existența acestor lampe UV. De fapt, mulți știu despre igienizarea și dezinfectarea cu cuarț. Este exact același lucru, doar că în acest caz aveți lampa portabilă și puteți să o folosiți în orice loc doriți. Dacă aveți animale de companie, să dezinfectați după ce le-ați adus de afară.
Dacă aveți copii mici, atunci să dezinfectați mai des camera copiilor, pentru că trag totul la guriță și atunci se există riscul să se îmbolnăvească da, sau, și ajungeți la medic. Sau să inspire tot felul de bacterii și atunci curățim toată zona de activitate a copiilor. Hai să ne apucăm de treabă, mai important decât toate este să arătăm cum funcționează acest aspirator. Eu am și un scaun pentru copii aici, un scaun pentru copii. În care au mâncat copiii ca mine? Logic. În care au mâncat copiii, iată, e plin aici de... Bine că au mâncat sănătos pentru că avem chipsuri de morcov. De morcov sunt, da. Da, chipsuri de morcov. Pentru a face însă acest lucru, eu o să scot aspiratorul din... Se scoate baza simplu, printr-o apăsare de buton, da? Apăsăm butonul ăsta și o dăm un pic așa în față, s-a decuplat. Respectiv, putem în acest moment cupla alte duze ale aspiratorului, oricare o vreți voi. De exemplu, asta e potrivită pentru a ajunge în cele mai greu accesibile locuri. E simplu cum se cuplează ea, da? Uite, cam în modul ăsta, pac, am cuplat-o și atât. Dacă mai vreți și să periați suprafața, atunci trageți un pic peria, iată. Și în felul ăsta aveți și periaj al suprafeței, al țesăturii și respectiv și curățenie faceți. În plus, aspiratorul Rovus are două viteze de funcționare și în acest fel puteți să vă jucați în diverse zone cu viteza la care este nevoie de aspirat. Aici o să încep cu cea mai mică viteză, să vedeți cât de rapid se descurcă cu aceste chipsuri și o să pornesc la prima viteză și o să iau rând pe rând, dacă vedeți aici toată murdăria. Și o să observați și aici, în rezervor, mișcarea circulară a acestor firicele de chipsuri. Și o să vedeți totodată și cum se umple rezervorul foarte rapid de murdărie pe care am aspirat-o de aici. Zona în care se joacă copiii este de obicei plină de tot felul de firmituri, iar asta înseamnă că aveți nevoie să aspirați mai des. Un aspirator mare și voluminos este greu și este și greu de purtat. Deci, în acest fel, ia uitați-vă la mișcarea circulară de aici. Deci, această mișcare circulară permite ca particulele să fie toate filtrate și să nu fie eliberate în aer. Iată că aici este eliberat aerul care este filtrat deja cu filtrul HEPA. Iată, aerul. Stai. Să facem așa ca în filme. Iată aerul. Tocmai bun pentru o sesiune foto. Aici s-au adunat toate particulele de murdărie pe care le-am strâns noi și acum foarte ușor este să scoatem acest colector, rezervor, da? Și să aruncăm murdăria de aici. În acest fel avem și aerul curat și avem și zona curățată și apropo, pe lângă faptul că am strâns toate firmiturile, scaunul este împrospătat, dacă se vede într-o zonă în care nu am făcut curat, o să trecem așa. Și o să vedeți că își schimbă tocmai culoarea atunci când aspirăm. La a doua viteză este încă mai puternic. Și în acest fel scoateți tot praful care se află aici. Și ulterior puteți și dezinfecta. Aici este o zonă în care este de lucru cu multe detalii mici și atunci nu este comod să punem și lampa UV. Cu siguranță. Vreau să vă arăt dacă credeți voi neapărat că aveți covorul de acasă tocmai cel mai curat și dacă a fost la o curățătorie sau în altă parte sau aveți grijă cu un aspirator obișnuit să îl curățați, nu este tocmai așa. Astea sunt cele mai mici particule de praf care au fost trase de pe acest covor. Dacă le dăm la cameră un pic, o să le vedeți, da? Uitați-le. Deci asta e praful, asta e murdăria care a rămas pe covor și care a fost reținută de acest filtru HEPA. Și în interior se află acel filtru, da? Iată-l, o simplă. Deci, nu știu dacă vedem acum la cameră cât de mult s-a negrit acest filtru. Se vede destul de bine cât de mult s-a negrit filtrul ăsta. Deși era curat, era nou-nouț când era aici. Imaginați-vă acum cât de bine se descurcă acest aspirator și cum nu se descurcă un aspirator obișnuit,
cu care am dat până acum, am curățat acest covor. Și cel mai important este că acest rezervor, inclusiv și cele două filtre pe care le vedeți aici, pot fi clătite sub un jet de apă și după asta lăsate să se usuce și să folosiți aspiratorul din nou. Ceea ce înseamnă și o economie de bani, pentru că nu cumpărați saci pentru aspirator. Iar după ce ați aspirat, ce facem noi? De obicei, cum are loc curățenia în casă? Eu o să las aspiratorul aici, că arată bine așa pe fundal negru. Spălăm pe jos. După ce se dă cu aspiratorul în casă, de cele mai multe ori gospodinele trec la cea de-a doua fază a curățeniei, și anume datul cu mopul, pentru că curățenia umedă este importantă pentru a menține și aerul curat și purificat, și în perioada rece a anului, când este conectată încălzirea, atunci se usucă aerul din casă și trebuie cât mai des să facem curățenie umedă. Mopul pe care îl luați cu doar un leu la achiziția aspiratorului Nano UV de la Rovus sau orice altă cumpărătură din lista partenerului nostru Top Shop, și atunci la numărul afișat pe ecran, dacă sunați, vorbiți cu operatorii care vă sugerează, spun, ei. Da, le ziceți ce vreți, am nevoie de o cratiță, am nevoie de cuțite, plapumă, pernă, nu are importanță, aspiratorul, aspirator robot, că este mai mare, oricare produs, dacă îl cumpărați, acest mop vă vine la un singur leu. Nu îl găsiți nicăieri cu un singur leu, așa că profitați de ofertă și sunați la numărul afișat pe ecran. E comod și acest mop, să știți, în gospodărie, și e absolut practic. Are rezervorul pentru apă care poate fi umplut și după procesul de, hai să zic, o măturare simplă, da? Nu neapărat cu mătura clasică, dar cu acest mop, pentru că la veta își face treaba exact ca o mătură. Poate îndepărta murdăria. Poate fi folosită și pe uscat și pe umed. Hai până tu torni apă, eu o să arăt că laveta, apropo, este dintr-o microfibră de calitate superioară. Are și firicele astfel încât se descurcă cu a aduna gunoiul din diferite zone și inclusiv din zone greu accesibile datorită formei sale, pentru că ajunge și în colțuri. Laveta se prinde pe velcro și în acest fel se scoate ușor și se pune la loc foarte ușor. Totodată, laveta poate fi spălată în mașina de spălat, astfel încât să nu vă murdăriți mâinile și să nu umblați cu găleata după voi. Și rezistă la peste 150 de spălări în mașina de spălat și, în general, la utilizare lungă și frecventă. Astfel încât casa voastră să fie mereu curat și să vă bucurați de un mediu plăcut pentru sănătatea voastră. Am turnat apă în rezervor. Aici e zona pe unde apa este pulverizată și este pulverizată nu într-o singură direcție, dar pe toată suprafața. Vă demonstrez în acest moment, da, uite, așa, am suprafața deja umedă și respectiv începe procesul de curățenie. Procesul de spălare e compatibil cu absolut orice tip de podea pe care îl aveți. N-are importanță că e parchet laminat, că e o podea din sticlă ca la noi, că aveți teracotă, că aveți faianță, gresie, se descurcă de minune oriunde, în bucătărie, în dormitor, în baie, în hol, oriunde vreți voi. În plus, puteți turna lichid special, de exemplu, pentru parchetul laminat sau pentru parchetul din lemn, astfel încât să strălucească, să aibă și efect antistatic și miros special, sau puteți folosi substanțe ecologice, cum ar fi apă cu oțet sau apă cu sodă de mâncare. Toate astea la discreția voastră. Este foarte ușor și nu e nevoie de fiecare dată să vă aplicați, să scoateți laveta, să o clătiți în găleata cu apă, să o scurgeți. Aveți exces de apă, ceea ce înseamnă că puteți să deteriorați suprafața pe care o spălați, cum ar fi, de exemplu, parchetul laminat sau parchetul, pe care pătrunderea a unei cantități prea mare de apă riscă să vă deterioreze suprafața. În acest fel, mopul cu pulverizator este cea mai bună opțiune și mai ales atunci când aveți ocazia să luați cu doar un leu, deși costa 699 de lei anterior. Deci doar un leu costă dacă plasați comanda la numărul afișat pe ecran, fie că luați aspiratorul Nano UV de la Rovus, fie că luați orice produs din gama Top Shop, dar doar la acest număr de telefon este valabilă oferta și în limita stocului disponibil, așa că puneți mâna mai repede pe telefon. Pe telefoane și faceți telefoanele roșii. E comod, am zis, deci e atât de ușor acest mop și e atât de comod să faci curat cu el, încât doar cu un singur deget aș putea să fac curățenie. În timp ce mă sună cineva dintre prieteni, mă invită undeva sau, de exemplu, pe tine, da, te invită cineva la o ieșire în nu mă oraș. Mai invită nimeni. Da, nu te mai invită nimeni, dar normal, s-ar putea să te invite împreună, deci să mergi gașcă. Plus la toate, un alt plus al acestui mop e, vom merge în acea zonă să vă arăt, să vă demonstrez
cât de perfect și cât de bine se descurcă și cu zonele greu accesibile. De exemplu, sub un dulap, sub același frigider sau sub pat chiar, de ce nu? Pentru că nu permanent sub pat avem un covor sau nu toată lumea are covoare în case pe jos, normal. Și mopul e tocmai de ajutor, ca să nu umblați voi cu un teu obișnuit prin casă, cârpa aia să o mai scuturați, să o mai spălați. Respectiv, e simplu, ați pulverizat întâi de toate, toată zona, așa simplu, și după aia începe procesul de curățenie. Uite cam în felul ăsta, scăpați de praf de sub suprafețele greu accesibile. Pentru că știm noi, în unele cazuri, gospodinele nu au tocmai acea putere să deplaseze, să dea într-o parte un dulap, un pat, un frigider. Și atunci, sub ele neapărat rămâne praful, se adună murdărie, oricât de curat nu ar fi în alte zone. Gata, e curat. Uite, deja, Adrian, așa, hai să-ți mai arăt eu o zonă greu accesibilă cu care se descurcă aspiratorul de la Rovus Nano UV, un aspirator de mână ușor, comod și, v-am spus eu, bun pentru zonele greu accesibile. Vorbim despre diverse rafturi din casă, fie că e vorba de bucătărie, unde aveți hrișcă, orez și toate restul și s-a vărsat ceva din pachet, atunci e foarte ușor cu Rovus să curățați totul, pentru că el își face treaba în câteva clipe și nu lasă urmă deloc. Ia uitați-vă, cât de rapid ajunge și în colțuri, scoate și praful, dar și murdăria. Și asta la prima viteză, adică la cea mai lentă viteză. Nu uitați că astăzi puteți lua aspiratorul Rovus cu reducere, dar doar la numărul afișat pe ecran și puteți să luați și mopul cu doar un leu suplimentar. Dar asta nu este tot. La numărul afișat pe ecran, până în data de 13 septembrie, toate comenzile plasate de voi, toate comenzile livrate deja spre voi, participă și la o tombolă. Astfel, până în data de 13, oricine face un apel la numărul afișat pe ecran și ia un produs de la partenerii noștri, va participa la tombola care va avea loc în data de 17 septembrie, marea extragere atunci când aflăm cine este câștigătorul, cel care va primi cadou o pernă Lucia, o pernă moale și pufoasă. Dar cadoul nu este tot câștigul, pentru că aveți ocazia să primiți pe lângă acest cadou și o prezență plăcută. Puteți să veniți să luați perna de la noi din platou și atunci noi vă facem o excursie prin culisele televiziunii sau venim noi la voi acasă să vă aducem perna. Eu sau colegul meu, Adrian. Normal, venim să vă aducem perna, nu și să dormim. Important, participați la tombolă și sunați la numărul afișat pe ecran. Aspiratorul manual Rovus Nano UV este portabil și puternic. Acesta permite înlăturarea murdăriei și a prafului și chiar în cele mai greu accesibile locuri. Îl puteți folosi acasă, la birou, chiar și în automobil. Rovus poate fi utilizat pe orice suprafață și pe toate tipurile de textile și tapiserie. Curățați, dezinfectați canapelele, draperiile, lenjerie de pat și chiar saltelele. Filtrul HEPA, cu care este dotat, este capabil să purifice aerul din locuință și să-l lase împrospătat. Și toate aceste funcții, Telemagazin vi le oferă astăzi la un super preț cu doar 999 de lei sau cu 700 de lei reducere. Ziceți cum vreți. Dar asta nu e tot. Aspiratorul este livrat absolut gratuit până la ușa casei. Și doar apelând la numărul afișat pe ecran, aveți ocazia să luați cu doar un leu mopul cu pulverizator Rovus, care curăță gresia, linoleum, parchetul laminat dintr-o simplă mișcare și fără prea mult efort. Grăbiți-vă să prindeți oferta, care este valabilă doar la numărul afișat pe ecran, și în felul ăsta v-am zis și vă reamintim că participați inclusiv și la tombolă și puteți câștiga și o pernă pe care fie vă aduce colega Tatiana, fie vă aduc eu sau veniți voi în platou și o luați personal.